Am revenit în studio alături de invitatul meu, domnul deputat Florin Pâslaru, vicelider al grupului PSD din Camera Deputaților și secretar al Comisiei de Cultură din Camera Deputaților. Lăsasem în suspans, înainte de pauza de publicitate, problema asta. Este sau nu este benefic pentru PSD, pentru USD acum, vorbim de o alianță, așa, faptul că nu mai este obligat acum să susțină pe Crin Antonescu la președinție, reiterând ceea ce spuneam mai devreme, că nu prezintă pentru români încrederea necesară pe care ar trebui să o dea unui președinte care să fie un președinte jucător, dar un președinte jucător în sensul în care să creeze liniștea de care are nevoie România după atâția ani. Eu v-aș răspunde nu foarte direct. Repet încă o dată, ne pare rău că au plecat de la guvernare. Că va fi benefic sau nu va fi benefic, vom vedea. Deocamdată PNL-ul spune că e foarte bine. Pe măsură ce domnul Antonescu spune că e foarte bine, mai pierde câte un parlamentar. O să vedeți ce se întâmplă în următoarele zile. Dați-mi voie să nu comentez ceea ce am auzit, ceea ce sper că se va întâmpla, pentru că v-am spus, m-am obișnuit de când sunt în politică. Înainte eram foarte, foarte vocal, dădeam drumul la zvonuri sau zvonurile pe care le auzeam. Nu, nu e corect. E bine în politică să mergi pe lucruri concrete, pentru că cei care ne văd sau ne ascultă, dacă ceea ce spunem noi nu este adevărat, a doua sau a treia oară s-ar putea să aibă motive de îndoială la cele spuse de noi. Deci deocamdată nouă ne pare rău că au plecat. Îi așteptăm în continuare. Cum va evolua zona politică a noastră, a lor și, în general, ceea ce spun românii despre noi în politică, vom vedea. Dar gândiți-vă și dumneavoastră, noi suntem la putere. Avem niște avantaje, avem și foarte multe obligații, bineînțeles. Putem să ne facem politica pe care am promis-o românilor, pentru că avem oameni în toate structurile, locale, regionale și naționale. Depinde numai de noi ca noi să ne ducem programul de guvernare, adică promisiunile, la bun sfârșit. Sigur că nu le vom duce într-un procent de 100%, dar într-un procent cât mai mare trebuie să le rezolvăm. Investitorii străini nu s-au oprit la graniță, vin în continuare. Investițiile veți vedea că vor crește în România. Din păcate avem o problemă, uitați-vă, suntem contestați, tot felul de legi pe care le facem noi și ordonanțe pe care le dă guvernul sunt contestate. Din păcate, în zilele trecute, președintele Băsescu iar a contestat o lege, n-a vrut să o promulge. Este vorba de o ordonanță de urgență pe care guvernul Ponta a dat-o și care spunea în felul următor: sub nicio formă nu va mai crește valoarea facturilor la energie. După care noi am lucrat o lege, am votat-o în Parlament, au votat-o și colegii liberali și am mers la promulgare. Ei, domnul Băsescu n-a vrut să o semneze. Deci, vedeți, noi în continuare avem de luptat cu domnul Băsescu, cu regimul, cu ce a mai rămas din regimul ăsta. Și în continuare vreau să vă spun că, legat de întrebarea noastră, nu știu cum vor fi văzuți liberarii dacă nu vor vota lângă noi lucruri bune pentru români. La fel nu-i văd pe liberari cum vor vota alături de noi atâta timp cât sunt în opoziție. Pentru că ei au spus, nu mai suntem de acord cu ceea ce faceți voi. Și am plecat. Și cred că v-am răspuns destul de elegant la ceea ce cred că se va întâmpla în viitoare. V-aș vrea să mai faci un comentariu legat de atitudinea liberalilor vis-a-vis de conducătorul, de președintele lor. În delegația aceea permanentă sunt niște chestii care mă macină și aș vrea să le lămurim. În acea delegație permanentă, Antonescu le-a cerut liberalilor să părăsească guvernarea, deci miniștrii, secretarii de stat, șefii de agenții la nivel central. Omițând, și aici iar mi se pare o chestie că nu este o chestie de bună credință față de propriul partid, faptul că și ea ar trebui să-și dea demisia din funcția de președinte al Senatului, că așa e corect. Tu ai cerut să plece miniștrii, ai cerut să plece secretarii de stat, ai cerut să plece șefii de direcții de agenții la nivel central, guvernamentale, dar eu ca președinte al Senatului nu plec, rămân mai departe pe funcție. Asta ar fi una. A doua chestie, care iar mi se pare o insultă la adresa liberalilor care sunt la ora actuală conduși de el. Faptul că i-a lăsat pe ceilalți din teritoriu la mira unor alianțe locale. Adică, domnule, dacă exista debitate în acest partid de sus până jos, spunea foarte clar, domnule, până la ultima femeie de serviciu care în teritoriu, la comuna nu știu care, a fost numită prin influență partidică de partid și a zis, domnule, liberale au susținut femeia de serviciu din comuna Movileni, de la primărie. Aia trebuie să plece. Atunci da. Așa ce faci? Îi lași să fie umiliți la nivel local. Sunteți de acord cu mine? A fost un joc politic. Păi da, și jocul ăsta... Păi comentați-mi dacă vi se pare, din punct de vedere atitudinal, reacția unui de președinte vis-a-vis de partidului. Pentru că, practic, pe cei care i-a lăsat în teritoriu, repet ideea de mai devreme,
acești oameni vor fi umiliți de actuala conjunctură, care de noua majoritate, care vă te dau afară, nu te dau afară, adică îți bagi joc efectiv de el. Vi-l comentez. Primul, domnul Antonescu rămâne la Senat. Păi eu mi-aduc aminte iar de ceea ce s-a întâmplat în delegația permanentă, când domnul Antonescu a spus clar, toată lumea votează pentru, sau sunteți de acord să votăm pentru ieșirea de la guvernare, adică voi ieșiți, dar eu rămân. Acum, dacă vezi cu puțină răutate, poate n-ar fi cadrul să o spun, nu știți ce birou are și ce personal stufos are domnul Antonescu, sau președintele Senatului, prin natura funcției. Probabil îi place acolo. Ei, același birou stufos, același... Sigur, l-are toată lumea. Va avea și următorul. Așa este. Păi da, de-aia nu plec de acolo, pentru că e bine. Deci nu împărtășesc pe deplin, eu știu, faptul că PNL-ul nu mai are ce să caute la guvernare. Plecați voi, de eu rămân. Bun. Structurile din teritoriu. Văzând, pentru că una au votat, dar s-a discutat înainte, în timpul celor 3 ore înainte de vot, iar au fost discuții foarte aprinse, unii au avut mai mult curaj, unii mai puțin curaj, pe holurile Parlamentului au fost discuții, a răsuflat de la dumneavoastră din presă tot felul de confesiuni pe care oamenii politici le mai facem la câte un reprezentant al președintelui care ne simțim mai apropiat, și s-a văzut că nu-i chiar așa. Și atunci domnul Antonescu a spus, domnule, stop, în teritoriu, vedeți cum vă descurcați, faceți alianțe locale. Adică le dă puțin oxigen, dar foarte puțin, controlat. Eu zic că îi umilește, nu că le dă puțin oxigen. Eu vă spun ceea ce gândește domnul Antonescu. Pentru că nu își putea permite niciodată să impună niște condiții pe plan local, atâta timp cât se poate forma o altă majoritate. De acord cu dumneavoastră. Și elimină, în loc să le spună Antonescu, domnule, plecați, de bună voie și nesiliți de nimeni cu demnitate, nu le spune, rămâneți acolo să vă dea aia afară. De acord cu dumneavoastră, ceea ce mi se pare umilitor. Eu vă spun care a fost, sau ce cred eu că a fost în capul domnului Antonescu. Sigur că a fost o greșeală, pentru că cei din teritoriu îi susțin și pe cei din centru. De exemplu, la Galați, perfect. Noi aici, dacă funcționăm în continuu, a fost și o declarație de președintele PNL-ului că la Galați USL-ul... Da, păi iată că vreau să văd, eu chiar vreau să discutăm despre ea. Două secunde. Deci a spus domnul Dobre că funcționează USL-ul. Păi, asta vreau să păi stați să vedeți care este demersul. Deci cei de la Galați spun, domnule, dacă noi funcționăm aici, domnule deputat Dobre, reprezentantul meu în Parlament, ia pune presiune acolo ca și acolo să funcționăm, pentru că eu primar, eu consilier local, eu director de instituție am nevoie de bani din bugetul consolidat sau de la ministerele care îmi sunt superioare și care îmi sunt șef. Și cum iau, dacă am oamenii mei în guvern. Deci asta se întoarce împotriva domnului Antonescu. Se vor întoarce multe, domnul Paic. Nu mă obligați să vă spun lucruri pe care eu le bănuiesc și care sunt aproape convins că se vor întâmpla. Lăsăm timpul să dovedească. Vreau să vă mai întreb ceva. Vi se pare Tăricianu? Eu recunosc acum, am și eu dreptul la gradul meu de subiectivitate. Eu sunt fan Tăricianu. Pentru că, din punctul meu de vedere, perioada guvernării Tăricianu... Și jumătate Tăricianu, din penelist sunt la fel. Pare, eu nu sunt penelist, sunt apolitic, dar eu sunt fan Tăricianu. Adică eu am rămas și împreună și cu mai mulți colegi din presă, așa, această idee, am rămas cantonați în această idee, că în perioada cât Tăricianu a fost premier, România a dus-o cel mai bine din punct de vedere economic și financiar și credeți-mă că am simțit și eu la buzunar același lucru, eu ca ziarist și colegi de-ai mei la fel. Fiind fan Tăricianu, vreau să vă întreb, și după aceea intrăm probleme pe plan local, care sunt la fel de interesante ca și celelalte pe care am discutat la central. Credeți că poate să fie Tăricianu un potențial candidat al USD-ului la președinție? La ora actuală, după cum se prefigurează harta politică, sunt vreo 4-5 persoane care pot fi candidați cu șanse la președinție. Și aici sunt Sorin Oprescu, Răzvan Ungureanu, Tăricianu, Victor Ponta, Crin Antonescu. Între ăștia 5 se va duce bătălia. Vom vedea cine va accede în turul 2. Din câte știu eu, Victor Ponta, și vă rog să mă credeți că nu sunt declarații aiurea făcute. Eu port responsabilitatea vorbelor mele. Victor Ponta nu vrea să fie președinte. Sunt tot felul de zvonuri care se aruncă tocmai ca să-i dezbine pe acești doi, pe Antonescu și pe Victor Ponta. Din păcate s-a reușit lucrul ăsta. Noi în continuare îl așteptăm pe domnul Antonescu și pe PNL-ul să vină înapoi, alături de noi. Nu e o rușine, domnule. Spui, am greșit, mi-am dat seama că am făcut o prostie, vine înapoi. Nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta, dar noi îl așteptăm în continuare. Sigur că și domnul Tăricianu are șanse. Nu are o notorietate, asta e punctul meu de vedere, nu are o notorietate foarte mare, în schimb, pentru ceea ce a făcut în guvern, în perioada cât a fost premier, și noi, care pe vreme eram adversarii dânsului politic, dar îl susțineam din Parlament, nu putem să avem decât cuvinte de laudă. Este adevărat că și conjunctura internațională, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, era foarte favorabilă. Înainte de criză, erau investiții puternice, erau bani pe piață, domnule. Și atunci puteai să faci anumite lucruri care să facă cetățenii, așa cum spuneați dumneavoastră, se am simțit la buzunar lucrul ăsta.
Trebuie lucrat. Trebuie lucrat la o eventuală... Bine, el a apărut așa, cum să spun eu, posibilitatea asta ca... Că de abia la altă era apărut sigur, viață, că de-aia vă spun. Da. Deci a apărut proaspăt așa, de-aia vă întrebam totuși dacă poate intra în această ecuație. Mulți spun că da. Este în primii cinci. Deci sondajele care erau făcute și înainte de declarația dânsului, unde era introdus și dânsul într-un sondaj deschis, care dintre, nu erau dintre ăștia cinci, era în primii cinci. Și asta probabil a dat aripi și dânsului. Dar din câte îl cunosc eu pe domnul Tăriceanu, are o altă structură. E un parlamentar, e un om politic rasat, trecut prin multe. E cunoscut în cancelariile occidentale. Am văzut alaltă seară o declarație de-a dânsului despre cum se comporta colegul dânsului, domnul Antonescu, care spre, eu știu, eu îl felicit pentru că n-a dat publicității până acum. Greșelile pe care le făcea domnul Antonescu venea și le spunea și încerca să remedieze declarațiile aiurea făcute de domnul Antonescu raportat la diferiți lideri occidentali. Și mă gândesc direct la cancelarul german, la doamna Angela Merkel. Era sat și omul ăsta când iese pe piață și spune un lucru, merită să fie crezut. Motiv pentru care eu chiar îl cred că dorește în continuare ca PNL-ul să rămână la guvernare. Adică am încredere în cuvintele pe care... Și crede în această construcție USR, în care el inițial n-a crezut. Aici este o problemă foarte importantă. Da, a avut puterea să spună, domnule, n-am crezut, am văzut că merge, vreau să fie în continuare USR-ul la putere. Este un tip serios, pare un tip serios, chiar dacă sunt foarte multe voci care îl contestă la ora actuală, dar mă rog. Dar repet, și cu dânsul lângă noi. Tot îl așteptăm pe domnul Antonescu și marea masă a PNL-ului, marea masă. Cât sunt acolo în Parlament, îi așteptăm lângă noi pentru a da credibilitate guvernului. Dacă nu, noi oricum mergem înainte pentru că avem promisiuni făcute electoratului. Haideți să discutăm un pic despre declarația domnului Dobre. Spunea așa, că nu cred că este cineva interesat să tulbure funcționarea administrației publice locale. Declarația apare în ziarul Viața Liberă și am să vă dau și o declarație din presa Galați. În Galați, această alianță funcționează din 2008, cu 4 ani înaintea constituirii USL. Nu văd motive pentru care acum ar trebui să facem o schimbare. Noi nu susținem proiectele PSD sau ale lui Bacalbașa, susținem proiectele care sunt necesare județului, zice domnul Dobre, omițând să spună ceva și de ce se va întâmpla în Consiliul Local, unde primar este liberal. Haideți să vedem ce spune și în presa Galați. Da, cam aceeași chestie. Noi am funcționat în formula aceasta nu din 2012 de la înființarea USR, ci din 2008 și cred că vom putea menține această colaborare și în viitor. Nu mai putem să spunem că este vorba de o alianță, ci de o colaborare cu PSD și PC care funcționează, spune domnia sa. Probabil că funcționează până ieri. Așa. Iar Claudiu Brânzan, purtătorul de cuvânt al PSD-ului, a spus că deocamdată nu sunt motive să nu continuăm în plan local colaborarea cu PNL și PC. Comentariu. Că, iată, că ce vă spuneam mai devreme, de la PSD, deci în afară de purtătorul de cuvânt, greu a fost de discutat cu cineva care să dea o declarație. Dar bine, purtătorul de cuvânt este îndrituit să transmită, practic, el este vocea partidului, ca atare e la fel de important ca și liderul. Nu avem ce discuta de punctul de vedere. Da, păi... vă rog. Ce motive ar fi să nu colaborăm? Sunt niște motivele cele mai importante sunt legate de faptul că eu nu mai fac parte din USL și nu mai putem vorbi despre această alianță care a fost creată. Cum spune Dobre, nu mai vorbim de o alianță, ci de o colaborare. Dacă ne uităm la numărul de consilieri, atât locali cât și județeni, și în Consiliul Local avem cei mai mulți consilieri, noi PSD-ul și în Consiliul Județean. Oamenii ne-au ales pentru că în campanie electorală ne-am făcut niște promisiuni și probabil au avut mai multă încredere în noi. De-aia suntem noi mai mulți decât liberalii sau alți, eu știu, adversari politici. Faptul că noi venim cu niște propuneri de proiecte de Consiliul Local sau de Consiliul Județean care sunt în interesul gălățenilor, atât la nivel municipal cât și județean, nu poate ca ceilalți, PNL-ul, PC-ul, să voteze contra. Uitați-vă că a fost alaltă, ieri parcă, ședință de Consiliu Județean și acolo m-am uitat la televizor și am văzut, chiar pe postul dumneavoastră, am văzut disputele care erau. Erau dispute între președinte și parcă cineva de la PD. De la PDL. Se vedea că e răutate. Deci, domnule, erau niște proiecte bune pentru gălățeni. N-aveai motiv să nu le votezi.
Care e răutatea asta? Mă rog, suntem partid de opoziție. De aia cred eu că în continuare la pe plan local ar trebui să colaborăm, pentru că proiectele sunt într-adevăr pentru gălățeni, așa cum bine spunea și domnul Dobre. Și la Consiliul Local, nu știu de ce s-a abținut dânsul la Consiliul Local, dar și la Consiliul Local sunt proiecte în interesul gălățenilor. Iar noi, PSD-ul, atâta timp cât în Consiliul Local, ca să spun eu ceva mai mult de Consiliul Local, vor fi proiecte în interesul gălățenilor, cu siguranță noi le vom susține, dar marea majoritate a proiectelor pentru gălățeni, să știți că sunt inițiate de noi, de Partidul Social Democrat, le vom susține. Mai mult decât atât, facem lobby și în rândul celorlalți consilieri, încercăm să convingem și primarul că acele propuneri sunt bune și trebuie votate. Sigur că dacă ele sunt și propuneri care nu sunt la locul lor, noi le amendăm. Mergând după modelul Crin Antonescu, care iată că își vrea să-și păstreze, să-și conserve funcția de președinte al Senatului, USD-ul, de fapt nu putem vorbi de USD, că încă nu-i constituit la nivel local, nu? O să-l constituim. Așa, nu este constituit la nivel, o să discutăm și despre treaba asta. La fel se va păstra aceeași idee, fir roșu care pleacă de la București pentru doamna Tania Bogdan, să fie păstrată ca vicepreședinte sau să-și conserve funcția de vicepreședinte la Consiliul Județean? La Consiliul Județean, eu cred că formula care este acum este o formulă foarte bună și care dă rezultate. Sigur, cu supărările de rigoare, cu disputele care sunt normale, dacă n-ar exista nu neapărat conflict de idei, dacă n-ar fi o divergență de idei, n-ar fi un consiliu lucrativ. Este bine ca lumea să discute și în contradictoriu, și într-un consiliu, și în local, și în județean. Dar eu cred că structura consiliului actual este o structură bună și n-am avea motiv să schimbăm pe cineva. Și la local, și la județ? Și la local, și la județ, da. Mai am o problemă pe care aș vrea să o discutăm. Iată că în decursul timpului, la nivel local, apropo de constituirea USD-ului, filialei locale a Uniunii Social-Democrate, au existat totdeauna fricțiuni, care nu le putem ascunde după deget, între colaborarea dintre Partidul Social-Democrat și Partidul Conservator. Asta sunt de notorietate, sunt cunoscute, mai ales, cum îi spune, faptul că nu se agrează cei doi lideri, respectiv domnul ministru Nica și domnul senator Durbac. De ani de zile situația este așa cum este ea și, de regulă, PC-ul a fost cel care a întors spatele Partidul Social Democrat și când a avut posibilitatea să le înfigă cuțitul în spate, au făcut-o și au trădat de cele mai multe ori. Cum credeți că se va reuși? Și acum trebuie să recunoașteți că Partidul Conservator tot timpul a fost în Consiliul Local, de exemplu, de partea primarului Marius Stan și a liberalilor, împotriva PSD-ului. E o evidență de care nu ne putem ascunde. Și aia va trebui acum să formeze, cred că este prima alianță care se creează, cum să spun eu, inițiată la centru și care se, sub o siglă trebuie să candideze împreună cei trei. A mai fost cândva, dacă mai țineți minte, PSD-PC. Domnul Pai, la Galați și din fericire, din fericire pentru noi sunt câteva personalități marcante care s-au făcut remarcate și la nivel național. Și aici mă refer la ministru Nica, la domnul Durbac, la domnul Dobre și lista ar putea continua. Ideea este că noi de-a lungul timpului, și aici mă refer la Partidul Social Democrat, am reușit să ne impunem punctul de vedere cu mai multă sau mai puțină ușurință, mai ușor, mai repede, mai într-o ședință, în două ședințe, în trei ședințe, fie de Consiliul Local, fie de Consiliul Județean, pentru că am dovedit că ceea ce dorim chiar era în interesul cetățenilor. USD-ul la Galați e foarte puternic. Deci, înclin să cred că la Galați este, s-ar putea să fie cea mai puternică filială din țară. Și aici nu neg faptul că PC-ul are un procent mult mai mare decât nivelul pe țară. Pe țară e pe undeva pe la 2%, aici la Galați ne ridicăm la mai multe procente. Ceea ce înseamnă că USD-ul este foarte puternic, dacă nu chiar cel mai puternic din țară. Eu cred că și primarul Marius Stan, și mă refer la Consiliul Local, își dă seama de lucrul ăsta și atâta timp, repet, vedeți, spun niște lucruri, la un moment dat risc să devin plictisitor, atâta timp cât venim cu proiecte în interesul gălățenilor, n-ai cum, ci tu, primar, să te opui. Pentru că și noi am fost alături de primarul Marius Stan atâta timp cât, și suntem în continuare alături de domnia sa, atâta timp cât vine cu proiecte în interesul gălățenilor. Atâta timp cât facem drumuri, atâta timp cât, eu știu, scădem o factură la curent electric sau la gaze, atâta timp cât, la curent electric mai puțin, atâta timp cât mai, eu știu, micșorăm numărul ăsta de câini din oraș, atâta timp cât e curățenie în oraș, sigur că suntem alături de primar.
Pentru că și noi mergem pe stradă, și noi ieșim în fața alegătorilor, și noi stăm de vorbă cu ei, și noi facem audiențe și vedem care sunt problemele pe care le au cetățenii Galațiului. Și atâta timp cât rezolvă și pleacă urechea la nevoile gălățenilor, suntem alături de primar. Dar nu putem să nu avem personalitatea noastră distinctă și să nu ne apărăm interesele pe care le avem în Consiliul Local, interese care sunt ale gălățenilor, care sunt reprezentați de colegii mei în Consiliul Local, de viceprimarul Florin Popa și de ceilalți consilieri locali. Iată, mai este un lucru interesant care iarăși trebuie să-l discutăm și nu mă pot abține să nu îl pun pe tape. Deci cu conservatorii treaba va fi ok. Păi dacă relația adică socială... va fi o relație amiabilă. Aici nu e vorba de relația dintre domnul Nica și domnul Durvac. Aici este vorba de o relație stabilită prin constituirea Uniunii Social-Democrate. Și atunci e normal ca... Să respecte protocol. Normal de protocol, cum va fi el? Da, stabil. El va fi respectat. Protocolul va fi respectat. Mai există un element, iarăși, de nuanță, că tot așa e Galațiul ăsta, e specific. Revenirea, ce face dacă n-ar fi Galațiul? Revenirea în UNPR și implicit în această alianță a domnului Chebac, președintele Organizației Județene UNPR, omul care a fost exclus din PSD, în timpul alegerilor locale, omul care a fost hulit în timpul campaniei electorale de Partidul Social Democrat, în special de candidatul care actualmente este președinte, domnul Bacalbașa, și de conducerea partidului în timpul campaniei, n-a fost o campanie chiar atât de, cum să spun eu, liniștită, ci dimpotrivă, a fost cu strigături, cu... A fost o campanie electorală românească. Bun, acum a revenit, iată că el e președintele organizației județene și revine practic la negocieri, la aceeași masă cu cei care acum 2 ani de zile l-au hulit și l-au îndepărtat din PSD. Eu aș pune problema în felul următor. La nivelul conducerii sau, dacă vreți, UNPR-ul are un președinte în persoana domnului Oprea, care e un cal rasat în politică. Și atâta timp cât la nivel central USD-ul funcționează, va funcționa și la Galați. Adică cei care sunt în UNPR, cum spuneți dumneavoastră, la Galați, cu siguranță vor face ceea ce s-a hotărât la nivel bine, central. Bine, eu nu mă aștept. Va funcționa. Eu nu mă aștept de la domnul Chebac. Domnul Chebac este un tip care știe foarte bine. Lecția subliniază despre Oprea. El este un Oprea mai mic, să spun așa, tot la fel, cu toate alifiile, să fer convins că va adopta o atitudine cuvincioasă în această. Problema este dacă el va fi acceptat de cei care știm foarte bine că sunt mai talibani, așa, în rândul PSD-ului, în cadrul PSD-ului. Vorbim despre un talibanist la unii dintre ei, să fim foarte bine înțeleși. Nu vreau să dau nume, totuși. Mă abțin. Dar ei se cunosc. Vedeți, noi nu discutăm aici de persoane, aici discutăm de doctrine și de partid. Și, repet, la Galați, USD-ul va funcționa și va funcționa bine și va funcționa în interesul gălățenilor. Sperați să obțineți procentul pe care se mizează, deci nu la modul optimist, ci la modul normal. Se crede că la nivel național, la europarlamentare, USD-ul ar obține peste 40%. Credeți că la nivelul județului Galați se poate atinge targetul? Da, la nivelul județului Galați, eu cred că vom depăși, pe total municipiul plus județ, vom depăși 51-52%. Sigur, cu dăm cezarului cei al cezarului, județul întotdeauna a fost deasupra municipiului ca și procente, dar per total, și țineți minte ce vă spun, depășim 51-52%. Pe aici o să ne așezăm. Noi, sigur, vrem mult mai mult, dar mi-a spus să fim realiști. Acum nu e exclus să avem și un 60-65%, după cum văd că se așează lucrurile. Vreau să vă spun că ceea ce se întâmplă acum la nivel central, vedeți, până acum am fost reținut în declarații. Faptul că Clin Antonescu și-a luat gașca lui și a plecat, e lucru rău. Mergi pe stradă și sunt convins că și dumneavoastră ați întâlnit lucrul ăsta. Poate că dumneavoastră vorbește lumea mult mai deschis decât cu mine. Dom'le, sunt supărați. Primul lucru întreabă de ce v-ați rupt. Și noi punem problema, dom'le, noi n-am vrut să ne rupem, au plecat ceilalți. Noi în continuare ne vedem de lucrurile noastre, ne vedem de promisiunile noastre. Ei, lucrul ăsta va fi în detrimentul PNR-ului. Și nu pleacă lumea către dreapta, pentru că problemele sunt de stânga. Sunt probleme ale oamenilor reale și atunci lumea vine către noi și s-ar putea să avem un rezultat spectaculos la alegerile europarlamentare. Dacă o să vină la conducerea PSD-ului, discută de PSD pentru că e cel mai important partid și orice s-ar spune, el este liderul acestui USD care s-a construit la ora actuală, inclusiv în județul Galați. Apropo de ce spuneați mai devreme, să dăm cezarului ce are cezarului. O să vină din cadrul alianței nou constituite, oameni care vor spune, dom'le, dar suntem a guvernare, liberalii nu mai sunt,
de bunăvoie și nesiliți de nimeni au plecat, vrem și noi funcții. Vrem funcția de la Casa de Asigurări de Sănătate, care este a liberalilor, vrem funcția de la RAR, care este a liberalilor, vrem funcția de la Casa Corpului Didactic, care este a liberalilor și nu mai continui. Vrem și funcția femeii de serviciu de la Movileni. Ce faceți? Negociați. Apropo de ceea ce povesteați mai devreme, că la nivel local rămâne mai departe să în acest concubinaj fericit sau nefericit care, vezi, Doamne, ar trebui să fie în folos cetățenilor. Da, păi, mă rog. Să o luăm pe rând. Primul lucru, n-a venit nimeni până acum. Păi e de vreme, haideți, vorbim de două zile. Vorbim la momentul actual. Al doilea rând, atâta timp cât lucrurile se așează în funcție de ceea ce va urma la nivel central, sigur că da, și noi ne pliem pe nivel local. În continuare, repet, e lozincă de acum, sper ca liberarii să-și dea seama de greșeala care au făcut-o să vină lângă noi. În continuare vrem să avem USL la Stop, Galați. Stop, vă opresc un pic. Nu mă opriți, lăsați-mă să termin. Mi se pare, credeți că mai revin, dacă pe data de 4 da. Martie, da. Pe 4 martie, acest guvern, Ponta 3, va fi validat. Nu vi se pare că sloganul ăsta, domnule, a venit liberal lângă noi, gata, s-a terminat, cum să mai vină? Ce facem un guvern, Ponta 4? Domnul, păi hai să așteptăm până adică pe 4 să validează guvernul Ponta 3 fără liberali, așa? Și dacă pe 5 liberali spun dată ceva, ce facem guvernul Ponta 4? Stai că s-a întors Antonescu? Nu. Deci eu zic să așteptăm până miercuri dimineață. După care, eu cred că va fi o susținere parlamentară a PSD, a USD-ului de către liberali. Și în felul ăsta, noi spunem USL-ul merge mai departe. Asta nu înseamnă că trebuie să vii neapărat cu membrii în guvern. Și noi am susținut în perioada 2007-2008. Guvernul Tăriceanu. Guvernul Tăriceanu. Aveau 20%. Și da. Ei stăteau la guvernare datorită sprijinului dat de către noi, de către PSD. La nivel local, sunt foarte mulți oameni care ocupă scaune pe nivel de competență. Așa cum trebuie să spun, sunt câteva persoane care n-au ce căuta în fruntea unor instituții din Galați. Și întotdeauna mi-am exprimat dezacordul față de acele persoane și în continuare o să-mi spun punctul de vedere. Chiar dacă mai deranjez pe unul sau pe altul. Iar cu negocierile și cu solicitările vom vedea. Deci, iar revin. Politica e o artă a negocierii și trebuie să stăm de vorbă și cu cei care sunt alături de noi, și cu cei care au plecat, de ce au plecat, și cu cei care doresc vin lângă noi. Asta nu înseamnă că dacă au venit lângă noi, imediat ne apucăm de funcții, pentru că îmi place să cred că oamenii vin lângă noi doctrinar, nu neapărat pentru un anumit ciolan. Ca să... Mă uitam și la altă chestie pe care o spunea domnul Dobre tot în declarația aceea din Viața Liberă, că vezi, Doamne, funcțiile care sunt ocupate acum de liberali, cum era și cazul subprefectului, să spunem, că te uitasem și o altă funcție, care la fel bănuiesc că este răvnită. Sau poate că actualul prefect nu vrea să aibă un subprefect liberal, poate nu are încredere. Care e problema? Dacă a plecat de la guvernare, mai ales că sunt două funcții subordonate direct guvernului. Despre asta vorbim. Funcția de prefect și de subprefect sunt două funcții foarte importante. Foarte importante și care trebuie să facă politica pe teritoriu. Sunteți de acord cu mine, nu? Și spunea și că, domnule, că e înalt. E înalt funcționar public că a dat examen. Da, domnule, dar orice s-ar spune, știm cum se dau concursurile și știm foarte bine că întotdeauna când oamenii ăștia au fost numiți pe funcție, au fost numiți politic. Chiar dacă erau niște profesioniști, ei au fost trimiși pe funcția respectivă de un anume partid politic. Sunteți de acord cu mine, nu? Așa cum este normal. Cum este normal, sigur că da. Pleci, vii cu cei cu care ești la guvernare. Așa mi se pare corect, așa se procedează în țările democrate sau cele cu democrație avansată, nu? Și atunci, despre ce vorbim aici? Acum iau concursul luat. Dar pe de altă parte vă întreb, știți că mai sunt la ora actuală directori de instituții deconcentrate care au rămas de pe vremea PD-ului? Da, știu. Din păcate știu lucrul ăsta. Știu și directori după vremea PD-ului care au fost eliberați din funcții după care au câștigat niște procese. Din păcate există. Din fericire pentru noi sunt niște greșeli făcute după vremea când noi nu eram la guvernare. Încercăm să le rezolvăm. E adevărat, nu tot ceea ce am dorit să rezolvăm s-a rezolvat până acum. Suntem în curs de rezolvare. Dar eu zic să ne gândim, să gândim pozitiv, să gândim că marți o să avem un guvern legitim care va fi votat în Parlament și în continuare vă spun, sper ca parte cât mai mare din colegii din Liberal să vină alături de noi și să continuăm USL-ul, pentru că atunci când greșește bine să recunoști, domnule, am greșit și e o problemă cu domnul Antonescu. Aici eu îl văd pe dânsul depărtându-se de PNL, de aia nu-i problema mea.
Apreciez declarațiile făcute de domnul Dobreș și faptul că își dă seama că USL-ul este o uniune care a mers până acum, de-abia a muns bine toate rotițele angrenajului și care trebuie să meargă în continuare. Și de-aia zic eu că declarațiile făcute de domnul Dobreș sunt de bun augur și care ne dau nouă speranță pentru viitor. Și acum, pe final de emisiune, chiar închidem cu... Cum e cu apariția dumneavoastră pe unul din posturile de televiziune ca propozabil pentru Ministerul Culturii? Era dumneavoastră și cu senatorul Georgică Severin, președintele Comisiei de Cultură de la Senat. Da. Eu sunt puțin mai temperat și v-aș spune în felul următor. În condițiile în care noi negociem și cu DMR o să vină la guvernare, și ei în negociere au solicitat acest minister, având în vedere că președintele UDMR-ului, domnul Kelemen Hunor, a fost deja ministrul culturii. Există întotdeauna când faci un plan, faci mai multe variante. Dom'le, dacă nu merg, dacă eșuează un nivel de discuție. Da, una peste alta să te cășunească, nu cred că da, a apărut... Da, am apărut și eu, așa este, am apărut și eu. Este, da, pentru că eu sunt, mă ocup de 5 ani de zile în Parlament de zona asta de cultură, adică de relația cu CNA-ul, de relația cu instituțiile media și probabil faptul că mi-am desfășurat activitatea cum trebuie acolo, dă speranță colegilor mei. Dar să vedem, să nu ne grăbim pentru că mai mult până marție. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Stimați respectatori, emisiunea Fără Anestezie sucombă în această seară aici. Ne revedem săptămâna viitoare cu un alt invitat pe care o să dezbatem la fel probleme, teme politice importante pentru noi, pentru Gărățeni, dar și teme politice care sunt importante la nivel național. O seară bună!